Sănătate, domnul Ionuț. Salut. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Așa. Bine ați venit de la noi. Așa. Vă așteptăm. Aici avem două trăsuri. Da. Care mergem cu cai la evenimente. Diferite evenimente. La anunții, la ce se poate, la festivalul jurilor, la botezuri, Oktoberfest, la cine vrea să închideze o trăsură, se poate închiria. Se poate opta pe cea albă, unul la care avem cai, o să mergem să prezentăm și la mine acasă, la Șinca. Noi suntem aici la Brașov și țin aici trăsurile, că e lângă Brașov și aici sunt evenimentele. Acolo e la 50 de kilometri de Brașov. Și ca să nu trească karate. Acolo cai aduc remorca când e nevoie, dar trăsurile să fie aici aproape. De aici ne hămăm, suntem la Stupinii, un cartier al Brașovului și putem merge cu cai hămați de aici fără nicio problemă. Dacă se vrea cu o trăsură, se merge doar cu o trăsură. Dacă se vrea cu două trăsuri, putem avem două trăsuri. Se poate merge cu două trăsuri, nu e nicio problemă. Chiar și cu trei trăsuri? Chiar și cu trei, mai avem și prieteni din zonă care mai au trăsuri și cai care mai pot veni dacă se vrea. Suntem disponibili. Așa. Domnul Ionuț, foarte, foarte frumoasă treaba cu trăsurile, cu chestia cu mers la evenimente. Mergem cai doar în pasiune, dar pe lângă, dacă tot facem pasiunea asta și tot. Dacă se mai poate, am investit în trăsuri, în cai, în cea, dacă se mai poate, mai facem și... Da, da. E și plăcere pe lângă asta, că noi mergem de plăcere, nu pentru bani. Da, da. Și neapărat, bineînțeles că sunt cheltuieli și luăm banii la eveniment, dar în primul rând e plăcere. Și... Da. Domnule Ionuț, ce pot să zic, îmi plac foarte mult trăsurile. Apreciez foarte mult pasiunea dumneavoastră. Albă pentru mireasă. Apreciez foarte mult. Putem pune cai negri, cai frizieni, putem pune niște cai suri. Albe, are prietenul meu Cosmin. Aici, de aici avem acolo cai suri. Putem pune cai suri dacă da. Se vrea cai alb, minde trăsură albă. Da. Domnule Ionuț, îmi place foarte mult conceptul cu trăsurile și cu treburile astea. De-abia aștept să ajungem avem la Dunăre. Încă o trăsură normal de antrenament de maraton. O să mergem la mine la Șinca. De-abia aștept să ajungem la cai acum și o să prezentăm acolo și cai. O să-i spunem, să-i prezentăm, o să-i punem un pic la trăsură, să vedem cum merg. Ce bun. Nu la trăsură, este la trăsura normală. De, de maraton. De maraton, exact. Bun. Domnul Ionuț, ne punem în mișcare încolo, așa-i? Cu drag. Haideți bun. Să filmăm și cai, că pentru asta ați venit. Bun. Trăsuri în primul rând. Da. Așa. Hop, hop. Așa, domnule Ionuț, am ajuns la dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți un crescător de cai cu din, cum se zice, tata, bunicul. Am avut cai când am fost copil. Așa. Am crescut cai la vârsta când aveam 16 ani. Am vândut cai, adică nu eu, părinții, au vândut cai și au cumpărat tractor. Așa e, a fost tendința. După care, după vreo 20 de ani, am mers cu un prieten de la Zărnești, cu domnul doctor Zârnovan, să cumpere un cal. Și atunci m-am reîndrăgostit. Așa, hop, 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 așa, așa. Și? Și m-am reîndrăgostit de cai. V-ați readus aminte pentru de... Pentru că am cumpărat de la el un mânz. Și asta se întâmpla în 2013 și din 2013 am început să cresc cai. Am crescut vreo până în 2017 cai grei. Da. Și din 2017 am trecut pe frizier. De ce? De ce? Sau ce să zic? Pot să zic datorită. Datorită domnului Cristi Șerban. M-am cunoscut cu dânsul, aveam o trăsurică și am vândut trăsura lui. Domnul Cristi de la Uriu. Bistrița, de la Uriu. Și el avea frizier. Și povestind, fiind iubitor de cai și crescător de cai, nu suntem geambași, Doamne ferește, nu, aia să ținem cai doar din pasiune. Eu locuiesc la Brașov, aici unde sunt, de la 40 de kilometri, e casa părinților, casa mea părintească. Și cai îi ținem aici, îi țin aici. Și datorită faptului că vedeam odată la săptămână, odată la două săptămâni, calul greu, nefiind scos din graș și mâncare foarte bună, nu avea răbdare. Mai trebuia încă cineva ca să-l prind, având doi armăsari, mai trebuia să mai au încă doi oameni să-i prindem. După ce dădeam o tură, erau cuminți, ne? După ce dădeam o tură, s-o obosea,
Nu era problemă. Calul frizian, în schimb, a fost plecat în Germania 3 luni de zile și după 3 luni de zile am prins singur aici, în curte. Ca și cum ar fi fost prins ieri. Și datorită asta e faptul. Da. Toți cai sunt foarte frumoși. Cu minți. Sunt niște cai cu minți. Frizian. Da, armăsar. Iar nu au o problemă între ei. O să-l scoți și pe celălalt fără nicio problemă. Îi punem unul lângă altul. Noi poți să-i pui, nu să bat, nu nimic. Am curaj, fără nicio problemă, să le dau drum la amândoi acum în curte și să-i las în pace. Să ciupesc un pic, dar în joacă nu e. Aleargă unul după altul, dar nu. Nu da. Fac chestia da. Asta. No, pe mine, pur și simplu, mă prinde foarte mult. Domnule, aici aveți un... Aici avem un cal, un armăsar. Da, pe nume? Pe nume Zoro. Calul face 5 ani, în primăvară. Da. L-am achiziționat de la un an și 8 luni și e crescut de mine. Este calul care a stat cel mai mult la mine. Foarte un cal. Sper să mai stea mult de aici încolo. Un cal foarte frumos, un armăsar foarte frumos, echilibrat. Fii atent. Da, copile, da, copile. Îmi place foarte lindat. Și sunt tare curios. E calul care n-avea stare la concurs la Bistrița la Auriu, nu avea un pic. Dar problema a fost că înainte să plec am montat o iapă cu el. Nu montase niciodată până atunci. Am montat o iapă și el când s-a văzut între cai era un pic agitat. Nu și-o dat seama. Dar vezi cât de liniștit e și cât de... Da. Și nu e un cal, e un cal foarte iute, să știți. O să-l prindem și la trăsură și o să stă și o să-l vedem. Dar așa e el, un cal... Asta înseamnă frici de frizian. Uite, dacă ne uităm sau de-aia zic, uite, pa. Calul, dacă se vede, armăsar, fără zăvăluță, fără ăsta, da. Ați văzut, foarte iute, foarte... De-abia aștept să-i vedem pe amândoi puși unul lângă altul. Foarte nicio problemă. Că mie mi se par o pereche, dar zic că el e zorul mai mare ca celălalt. Pe celălalt, cum e mai mare. E mai înalt un pic, așa? E mai înalt ca celălalt și are coama pe stânga. Poți să-i întorc coama pe dreapta, dar ca să fie 100%, sunt doar 90% mulțumit, aș căuta un cal mai mare pe partea dreaptă să las pe el pe stânga. Am după gustul meu 100%. Am înțeles. Dar doar dacă se găsește, dacă pe, promis... Pe celălalt armăsar, cum îl cheamă din... Cătă îl cheamă pe celălalt. Cătă? Da. Am înțeles. De la ce vine Cătă? Așa, când am cumpărat, așa avea numele pus și pe pașaport. Are un nume olandez pe pașaport și scris Cătă pe el, pe pașaport. Am înțeles. Acum ori fi fost fostul proprietar Cătă, ori am așa i-o zis. Deci a rămas Cătă, dar bun. A rămas Cătă. Dacă așa a fost. Asta zic. Așa. No. Andrei, le-ai tu și un pic și-l mai mișc. Un pic. Aici prietenul dumneavoastră, domnul Andrei, și tatăl dumneavoastră. Tatăl dumneavoastră în umbră. Aleargă, fii. Se poate aduce aici. Se poate aduce aici lângă clădire, vă rog. Se poate întoarce frumos, așa? Așa aș vrea să rămână. Să-l vedem și pe alt când vine. Domnul Andrei. Așa? Super. Acum îl aude pe celălalt. Gata, aici se vede. Ăla-i. Lebedele.
Hai, acum s-au mirosit să se vadă că ei sunt. Că se cunosc. E, că nu salți. Nu am nicio problemă. Bun. Nu mai am nicio problemă. Bă! Ai vrut să-i pui dințișorii pe el? Nu, doar să joacă, nu. Bun. Domnul Ionuț, ce aș dori eu? Da. Să se învârte un pic și vreau să-i văd, să le îi văd așa la înălțime pe amândoi din alt unghi. Din alt unghi. Stai, Claudiu. Domnul Ionuț. Ce zice doamna de pavaj? Nu se supără, așa e doamna. Eu l-am zis. O leamă. Îmi place că e bine pus, s-a lăsat un pic de ăsta ca să scurgă apa. Nu, aici a fost o problemă că s-a învântat țeava de canalizare. Și s-a lăsat un pic terenul. Și am scos și am săpat și după aia l-am așezat înapoi și s-a lăsat un pic, da? Și s-a lăsat, da? N-are nimic. În prima oară mai mișcă un pic. Ce, să poți scoate și da, pune? Da, asta nu e problemă. Așa. Zor. Domnul Ionuț, aici am ambii armăsari, foarte frumoși. Îmi place potcoveala lor. Potcoveala frumoasă. Unde e potcoviță ăștia? Domnul Gheorghiță vine acasă, îi face. Care? Domnul Gheorghe sunt de la Brașov, așa? Gheorghe Lupu, da. Domnul Gheorghe, îl salutăm pe domnul Gheorghe. Are mașină, are tot, vine acasă. Și e trecut pe caiet, la două luni vine și potcovește. Deci dă telefon, vezi că vin, sau, hă? Eu i-am trecut, eu venim prima oară în data de 10, ceva de genul ăsta. Și am peste 10, de astăzi, în 10, peste două luni. Din 10 ani, în 10 martie, vii și... Și te ocupi. Și îi faci. Și el, fără problemă, cu o săptămână înainte mă sună. Vezi că săptămâna asta se apropie. Vin? Da, Gheorghiță, poți să vin atunci. Ca și cu asiguratorul, cu asigurarea. Exact, te sună asigurarea. Să nu umbli pe ăsta. Și vine și îi face. De multe ori, eu nu ajung din Brașov, știi? Că mai intervine când e ceva câte o problemă, el vine, scoate calul din graj, acasă, acolo de poartă, așa, din începe și se apucă și îl face. Când viu câte unul e făcut, câte o jumătate, câte trei picioare, cum da, e. Da. Nu, no, las că e foarte, foarte bine. Asta e un lucru iară foarte bun la calul frezian, că nu am probleme cu potcovitul, cu ei. Cu ținutul la potcovit, cu aia. Domnul Gheorghe face singur ăștia sportă. Face singur, îi ține, el și ține, el îi face, deci n-are nicio problemă. Pur și simplu, doar prezența care de multe ori... Da. Uite dacă îmi place. Andrei, dă-l un pic pe el, dă-l deoparte, să-l... Hai, zi. Vedeți, dar asta e un pic. Mă spun că ca celălalt. Foarte cumin, ținând cont că... Ținând cont că au fost scoși acum. Domnul Andrei. Așa.
Așa? Da. Domnul Ionuț, aici, cu, aici împreună cu domnul Andrei, o prezentare foarte frumoasă cu armăsari frizieni. Facem și noi ce putem, Cristi. Cu armăsari ce... Ce avem, nici așa sunt. Da, sunt foarte frumoși. Și mai bun, și mai... Sunt foarte, foarte frumoși. Și mai rând, și mai frumos, și mai... Da, sunt a noștri și iubim. Exact. Așa-i? Exact. Domnule, ce v-ați propus acum să facem, după prezentarea armăsarilor la, la coardă? Să-i punem un pic și la trăsură, să vedem un pic dacă... Bun, bun. Dacă știu să meargă. Bun. No, eu vă urmăresc cu interes. Până-i înhămați, până... Ok. Andrei, leagă-l pe ăsta, te rog frumos. Leagă-l. Care scoate din cap? Asta. Asta cu minte acolo. Să vă duce în graș până scoate între sura, nu? Trebuie să-i bagă, trebuie să-i schimb și căpestele alea și tot să le pun, știi? Bun, vă puteți ocupa de treabă, că eu stau... Ai totuși un minut? Da, eu stau liniștit aici și mă uit. Da, da. Asta are sistem de frânare mai șmecher ca la alte mașini, ca la multe mașini. Pe față, pe spate, nu. Pe perne de aer. E pe lichidare, frână, pe lichidare. Frână de bună. Păi și sunt belei sau tot nu? Nu, că dau rău pe filmare. Păi că mor. Ce mai pune și aia, nu? Nu. Ce mai... Poate să vină? Da, da. Hai! Aici Zoro.
Gata. Încă 2 minute, Cristi, suntem gata. Sunt singur. Iau calul alt, pun singur. Leg lonja de acolo de stârpul ăla și vin cu celălalt și pun lângă el. Și mă descurc singur. Acum, dacă avem încă o persoană aici, nu mai are. Foarte bine. Domnul Ionuț.
I don't know.